Eu am avut o discuție pe care vreau să o difuzez public. Aveți ceva împotrivă? Vedeți că ce nu? Pot eu să am împotrivă când dumneata mă filmezi clandestin? Dumneavoastră aveți tot dreptul să mă filmați și dumneavoastră. Ei, haide, Adinca, asta mi-a mai lipsit. Bine. Nu, dacă vreți, filmați orice discuții cu oamenii. Și nu, vă rog, haideți, vă rog. Eu și așa, stresat, noi avem atâtea pe capul nostru, încă discuții de felul ăsta nu mi-au mai ajuns. Vă rog. Considerăm că discuția e epuizată. Sper să învățați litera legii, care spune că în spațiul public nu poți filma... Vă rog, dumneavoastră lecții... Păi dumneavoastră ați încălcat acum. Legea privind accesul la informații, ați încălcat-o. Când mi-a spus... Eu nu v-am lipsit de accesul la informații. Eu v-am dat toată informația necesară. Da. Numai că nu vreau să mă filmați. Pentru că eu nu sunt o maimuță de la circ ca să mă puneți în spațiu public. Atunci când vreți și cum vreți dumneavoastră. Stimate doamne, chemați cineva care să poată răspunde la întrebări, să-l difuzez. Dacă dumneavoastră nu puteți... Hai, vă rog, terminăm discuția. Eu știu că dumneata ești o persoană scandaloasă și eu știu că dumneavoastră deja sunteți dumneavoastră o persoană scandaloasă. De ce ați provocat scandalul ăsta? Eu nu l-am provocat. Eu v-am rugat să nu mă filmați. Vă spun. Eu n-am ieșit să fac spectacol la Teatrul Național sau nu știu unde ca să dau posibilitate tuturor să mă filmeze. Eu nu sunt actriță, domnule. Și îmi pare că v-am răspuns foarte binevoitor și v-am rugat, nu mai filmați, domnule. Eu nu vreau să fiu filmată. Poftim, eu vă dau toată informația necesară, dar nu vreau să mă filmați. Și dacă eu uit ce spuneți dumneavoastră? Și dacă mă ies negați ce ați spus acum? Eu trebuie să am o dovadă. Dar de ce să-i băgați în seama? Pentru că... Adică dumneavoastră, de la bun început din start... Nu, eu v-am spus că eu uit tot ce discut și vreau acasă să analizez. Considerați că funcționarii publici vă dau informații false. N-am zis asta, dumneavoastră ați spus-o. Păi nu, dar dacă filmați omul ca să vezi dovadă... Ca să am dovada discuției, nu, să am dovada discuției și mâine să nu spune să n-ați spus asta. Eu vreau să difuzez asta public ca să fie discutat. De ce o angelul neformal? Păi nu, vreau să mai aveți un reportaj. E opinia noastră, aveți tot drept. Vă rog. Vă rog, am terminat discuția. Excelent. Ministerul Culturii, ăștia se numește consilieri. Ne simțiți. Și anticamera, toată lumea veselă aici.